Crash-ul proiectului Terra Luna ne-a arătat că orice proiect din spațiul cripto se poate prăbuși peste noapte. Dar cu toate astea, nu este singura criptomonedă importantă ce și-a pierdut întreaga valoare în doar câteva zile. Aloha, prieteni, eu sunt Tsunami, iar în următoarele minute vă voi prezenta 5 criptomonede ce au avut parte de o scădere de peste 95%. Am încercat să adun câteva dintre cele mai importante proiecte ce și-a pierdut întreaga valoare și care arată riscul pe care vi-l asumați în industria cripto. Ca de obicei, trebuie să insist să nu luați această listă ca un sfat investițional, chiar dacă unele proiecte parcă au un preț foarte bun. Dar dacă vă gândiți să investiți în oricare din monedele de astăzi, faceți înainte și propriul vostru research. 1. Internet Computer. Începem lista de astăzi cu probabil cea mai populară criptomonedă ce continuă să scadă încă de la lansare. ICP sau Internet Computer reprezintă o rețea blockchain descentralizată ce a fost lansată oficial în mai 2021 de către fundația Definity, ce are ca scop global crearea de noi limite pentru funcționalitățile internetului și de a sprijini dezvoltarea contractelor inteligente. Dezvoltatorii anunță că proiectul își dorește să transforme internetul public într-o platformă de procesare de clasă mondială, ce oferă un mediu fără frontiere pentru contractele inteligente, ce vor putea rula la viteza web-ului și asta cu fiuri foarte mici. Proiectul a fost foarte popular încă de la lansare și foarte mulți au ales să investească în moneda ICP, care a ajuns chiar la valoarea de $750 încă din primele zile. Din păcate, prețul monedei a mers doar în jos după listarea pe piață, iar mulți au continuat să facă DCA sau chiar să intre în poziții atunci când moneda atingea pe rând pragurile de 300, 200 sau $100. Sunt mai multe păreri legate de motivul care a stat în spatele acestui crash, dar probabil cel mai important detaliu reprezintă evaluarea proiectului care, personal, consider că a fost mult prea mare. ICP având încă din prima săptămână o capitalizare de piață de peste $50 miliarde. În prezent, moneda are un preț de aproximativ $9 și deși ai crede că e un proiect aproape mort, având în vedere evoluția din ultimul an, Internet Computer încă ocupă poziția 36 pe CoinMarketCap și este alegerea multor investitori care cred că poate fi o investiție bună la acest preț. 2. SwingBuy. Un alt proiect popular printre investitorii români este SwingBuy, o platformă lansată în Singapore în 2018, ce dorește să ofere mai multe tool-uri prin care Bitcoinul să se poate conecta la alte blockchain-uri din această piață. SwingBuy folosește un protocol numit SkyBridge, ce oferă mai multe legături între diferite blockchain-uri precum Bitcoin, Ethereum sau Binance Smart Chain, acestea fiind securizate de o rețea de noduri ce permite schimbul rapid de monede între aceste blockchain-uri. Tokenul proiectului a avut parte de o atenție foarte mare în bull run-ul din 2021, atunci când SwingBuy a atins all-time high de $1.13 în luna februarie. Din acel punct, moneda practic s-a prăbușit, ajungând în prezent la un preț de $0.004, adică o scădere de 99,7% din prețul pe care îl înregistra în urmă cu un an. În prezent, SwingBuy ocupă poziția 1200 pe CoinMarketCap și nu arată deloc bine, proiectul ajungând la o capitalizare de doar $2 milioane. 3. DeFi Kingdoms. Lansat pe platforma celor de la Harmony, DeFi Kingdoms reprezintă un joc pe blockchain ce poate fi jucat direct din browser și care combina mai multe elemente din spațiul DeFi într-un mod interesant. Jocul introduce un gameplay ce se bazează pe elemente specifice unui exchange descentralizat, oferind și un marketplace de NFT-uri și folosește o grafică retro pentru a oferi stilul unui joc pe 16 biți. Moneda proiectului numită Jewel a fost lansată la sfârșitul anului 2021 și a reușit să ajungă în doar câteva săptămâni până la un preț de $23, având în vedere că DeFi Kingdoms a avut parte de o popularitate foarte mare, chiar și atunci când piața cripto avea parte de o corecție și multe jocuri pe blockchain își pierdeau din valoare. Deși la un moment dat proiectul se lauda cu mai multe tranzacții zilnice decât celebrul Axie Infinity, DeFi Kingdoms a avut parte de un crash devastator ce a dus prețul monedei de la $23 până la 60 de cenți în doar câteva luni. Iar totul a început de la un exploit sau variantă de hack pe care gamerii au descoperit-o și prin care puteau obține mai multe monede Jewel în joc, aceasta pierzându-și peste 97% din valoare. Bineînțeles, căderea se datorează și faptului că dezvoltatorii au fost acuzați de acte de corupție și abuz de putere și, conform anumitor articole online, chiar încercau să ascundă o acțiune de pump and dump, iar astfel proiectul a căzut tocmai pe poziția 3000 în clasamentul CoinMarketCap. Între timp, se pare că a apărut deja un patch care a rezolvat exploitul prin care se putea câștiga mai multe monede Jewel, dar, din păcate, cred că este mult prea târziu pentru acest proiect. Iar înainte să continuăm cu probabil cea mai mare surpriză din video de astăzi, aș vrea să fac o mențiune platformei B2Me, un ecosistem de produse și servicii axate pe industria cripto, foarte popular în Europa.
Pe această platformă aveți posibilitatea să cumpărați peste 120 dintre cele mai populare criptomonede, pe care le puteți chiar depune la stake în zona numită Bitumi Earn pentru un randament de până la 22%. Sau puteți chiar participa la campanii de pre-sale în zona numită Bitumi Launchpad, unde veți găsi noi proiecte în faza de ICO. Dacă doriți să încercați această platformă ce oferă și propriul token numit B2M, găsiți în descriere linkul meu de invitație prin care primiți chiar un bonus de 5 euro la prima depunere și unde puteți chiar investi în următoarea criptomonedă din lista de astăzi. 4. Cardano. Sunt sigur că vă întrebați ce caută ADA în această listă, dar Cardano este unul din proiectele ce a avut parte de o scădere de peste 95%. Proiectul fondat în 2017 și numit după matematicianul italian Girolamo Cardano a avut parte de o popularitate foarte mare în bullrun-ul de la sfârșitul acelui an, ADA atingând un preț de aproximativ 1,2 dolari și ajungând în primele 5 criptomonede pe CoinMarketCap. Proiectul fondat de Charles Hoskinson s-a prăbușit în următorii 2 ani, bineînțeles motivul principal fiind perioada de bear market prin care piața cripto a trecut în perioada respectivă. ADA a ajuns în 2020 până la un minim de 3 cenți per token, o scădere uriașă pentru cei care au cumpărat foarte aproape de all-time high, printre care pot zice că m-am numărat și eu. Cu toate astea, Cardano este una din poveștile cu happy ending ale acestei industrii. Proiectul reușind să-și revină după introducerea forcului Shelley, urmând apoi o creștere de peste 100x, ADA depășind pragul de 3 dolari în 2021 și ajungând în primele 3 poziții ale acestei industrii după Bitcoin și Ethereum. Bineînțeles, creșterea s-a datorat și hype-ului creat în jurul forcului Alonzo, ce oferea rețelei posibilitatea de a introduce contracte inteligente și chiar dacă a avut parte de o corecție, rămâne unul din proiectele importante ale industriei blockchain. 5. Substratum. Probabil nu foarte mulți dintre voi recunoașteți acest proiect, însă Substratum a fost un nume foarte important în bullrun-ul din 2017-2018, atunci când tokenul acestui proiect ocupa chiar poziția 70 în clasamentul CoinMarketCap. Bineînțeles, printre cei care au avut inspirația să investească în acest proiect mă aflu și eu și m-am gândit că trebuie menționat în videoul de astăzi, tocmai pentru că are o evoluție foarte asemănătoare cu cea a unui proiect foarte popular în această perioadă, Terra Luna. Substratum și-a propus să se axeze pe o descentralizare a spațiului web, oferind o rețea open source ce permitea userilor să aloce putere de procesare nefolosită a calculatoarelor pentru a crea un internet descentralizat. Bineînțeles, cei care luau parte la acest proces aveau posibilitatea să fie recompensați în moneda Substratum. Criptomoneda a ajuns în ianuarie 2018 până la un all-time high de 3,25 de dolari, iar eu mă pot lăuda că am reușit să intru la doar o treime din acest preț, adică undeva în jurul valorii de un dolar. Proiectul s-a prăbușit odată cu întreaga piață cripto în 2018, iar în 2019 se pare că dezvoltatorii au ajuns la zero cu fondurile de 14 milioane de dolari obținute de proiect în etapa de ICO. Moneda a mers într-o singură direcție, iar în această perioadă a ajuns la un preț de 0,001 dolari și la o capitalizare de doar 500.000 de dolari. Și exact ca Luna, proiectul practic nu este încă mort, dar putem zice că este încă în comă, având în vedere că de la unul din proiectele importante de pe Binance în 2018, a ajuns pe doar două exchange-uri cu un volum zilnic de doar 500 de dolari. Și acestea au fost cele 5 criptomonede ce au trecut printr-o scădere de peste 95%. Sunt mult mai multe astfel de proiecte, iar pe unele poate le vom vedea într-un viitor video pe canal. Dacă aveți idei de alte proiecte ce au avut parte de un astfel de crash și credeți că merită să le vedem într-un viitor material pe această temă, postați-le în comentarii. De asemenea, dacă apreciați acest tip de conținut, puteți apăsa pe butonul de like și chiar să vă abonați pentru a fi la curent cu ce postez în viitor. Vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, eu am fost Tsunami, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!